Ce faci? Ce faci, băi? Băi... Ce faci? Te pregătești, nu? Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi a sosit momentul să fete cățelușa Lily a început să aibă contracții și acum trebuie să o urmărim și să stăm pe lângă ea în cazul în care are nevoie de ajutor. Oiță, așteptăm să vedem. Vreau să-mi spuneți înainte de a vă uita la videoclip câți puișori credeți că o să aibă. Vreau să-mi scrieți sincer în comentarii și să-mi spuneți cam câți pui credeți că o să facă. Eu o să citesc toate comentariile și o să încercăm acum să filmăm și nașterea. Deși poate pentru unii o să pară un video mai scârbos, dar este ceva normal și natural. Și dacă o să vă uitați pe YouTube, o să vedeți foarte multe clipuri cu animale care nasc, pentru că așa e viața, da? E puțin murdară pentru că afară plouă de vreo săptămână în fiecare zi și ea se duce afară să-și facă nevoile. Se mai bagă și prin pământ, pe sub copăcei, scurmă și se murdărește. Da, așteptăm. Așteptăm și revin când începe să facă puișoare. Iese? Da. E capul? Nu. Picioarele, ce-s? Nu știu. Hai că se scrie mie, da. Are contracții. Hai, fetiță. Hai, Lili, hai. Gata, ies. Uite. Se vede. Se vede. Hai, ce bebe. Iese. Hai să vedem primul puișor. Cât zici că face? Cam cât zici tu că 3. Face? 3? Eu zic 4 maxim. Tot așa, 3 sau 4 zic, care burta mică, nu-i mare. Da, dar sunt mici. Da, sunt mici. Eu zic 3 sau 4 maxim. Era face. Da. E bine, dar poate să fac și 6, 7, ne-ai văzut la bișuri, mai fac. Nu fac foarte mulți, dar oricum. Și prima fătare și burta nu e foarte mare. Iese. Așa. Iar zic, ce culori crezi că o să fie? Normal. Dacă na, amândoi sunt de aceeași rasă, asta e, albi. Hai. Îl linge acolo. Gata, împinge. Împinge, iese balonul. Iese balonul. Oare de ce îl linge? Vrea să-l spargă? Nu știu. Ea știe. Da. Ajută ea. Da. Hai. Hai. Așa trebuie să o mângâi. Păi da. O masezi. Nu, nu știu. Doare. Poate nu e. Se relaxează. Hai. Hai, împinge. Uite că se văd acolo. Vezi? Mm-hmm. Când se vede. Hai, împinge. Hai, Lili, hai. Hai. Mare, nu trebuie să-i spargi apa sau? Nu. Nu, nu tragi, nu nimica, nu? Nu. O lăsăm așa pe ea natural să facă totul. Hai, fetiță, împinge, împinge, Lili, hai, Lili. Hai,
Da, uite, se mișcă acolo lăbuța. Ce fel se vede, băi, wow. Se vede lăbuța? Da, se văd două lăbuțe, să vedeți? Se văd lăbuțele, mă. Prin interior. Da, mă. Hai să vedem piticii, piticii, piticii. Hai, Lele, hai. Ia uite pe aia. Ia uite pe aia ce face acolo în pat. Se joacă. Ia, Țușca. Țușca are treabă cu patul. S-a agață acolo, se joacă pe canapea. Da. Hai. Rămas acolo, dar uite-mă cum se mișcă înăuntru, sunt un video interesant, dar cum se poate vedea în interior acolo. Ești că e un glob. Pinge mai tare. Gata, spartă, nu văd nimica din partea asta. Lasă, lasă. Acum trebuie să împingă mai tare ca să iasă. Da. Asta e cursul vieții. Te naști, trăiești și mori. Dar până atunci să ne bucurăm de toate. Hai, pinge. Uite lăbuțele. Primele lăbuțe. N-are stare. Trage de el. Trage de el? Vreau să-l scoată. Buset. Greu mai ies. Cred că la primul este mai greu, că la celălalt s-ar putea să iasă mai ușor. Da. Primul, da, e greu. Mm-hmm. Are 8 minute de când se chinui. 7-8 minute. Împinge, împinge. Ia. Hai, împinge. Hai. Hai. Hai, Lili, hai. Răbdare când face ea. Încet, păi când face ea.
Hai, că împingi, uite, că împingi. Hai. Hai, împingi, 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 hai. Hai, împingi, 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 hai, hai. Cet. Hai. Hai, împingi. Haide. 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 Hai, împingi, împingi, împingi. Hai, 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 hai. Hai, Lili, hai, hai, Lili, hai. Hai, împingi mai tare. Ai ieșit pe jumate. Hai, împinge. Hai. Hai că împinge. Uite, ia pielea aia. Placenta. E rupida. Hai, împinge. Hai, Lili. Încet. Că se blochează acolo. Să împingă ea, dar uite că nu... S-a blocat pe jumate, uite-l. S-a blocat pe jumate. Hai, Lili, hai. Hai, Lili, hai. S-a blocat la jumate, hai. Hai. Gata, ies. Iese? Ies. Hai. Hai. Uite, linge, mănâncă toată asta. Hai, că respiră, să vede că mișcă, da? Trebuie să-l scoată de tot. Hai. Mișcă, 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 da. Ia te dă din picioare și hai. Hai, împinge, că eu rămas capul și picioarele din față acolo. Ia te trage de placentă. Gata, hai. Gata, l-a scos. Bravo, Lili. Primul. Ai dolofon, e mare. Eu mă așteptam să fie mai... Vezi? Eu am zis că-s 3-4, dar mic s-ar putea să fie chiar și 2. Vezi? Uh-huh. S-ar putea să fie chiar 2, că să sunt măricei, sunt dolofani. Dolofani sunt. Stă cu capul acolo. Da. Mai rupi cordonul, vezi? Îi mănâncă cordonul și cu toată pielița și cu tot ce mai e pe acolo. Îl curăță. La nas îl cureți, asta e că bagă are nasul acolo. Botul. Ata, s-a rupt apa. Gata, ești. Mă trebuie să-l cureți. Trebuie să-i cureți asta. Hai. Dă-i botul. Eliberează-i botul. Ai o cărpă. Ceva, așa. Hai, linge-l, Lili, linge-l. Linge-l. Hai, linge-l. Hai, că s-auzi cum țipă. Hai. Semn bun. Hai. Linge-l, mănâncă-i cordonul. Și aia, curăță-l, curăță-l. Hai, sară și tu-ți capul. Gata, hai că... Mișcă. Ia, ce boticare. Așa. Așa, instinctiv animalele astea știu să-l cureze, să-l lingă. Deci face ca o mâță, vezi? Miau, miau. Păișor. Cum? Piciorușile? Nu! Așa erau de când au ieșit, sunt negri, că și la ea sunt negri. Uh-huh. El pielea la bișoni, îi și cu pete negri, așa sunt picioarele lui. Nu, că nu are treabă. Păi, de... Se dedică. Mhm. Gata să sugă acuș. Da, cum? Gata, avem primul puișor. Și acum să vedem cât mai faci. Eu zic că unul tot mai face, sigur. Da. Doi. Poate numai unul. Nu, nu. Ei, mai sunt cazuri când faci și doar unul, dar eu zic că poate trei, s-ar putea. Cât ar fi sănătos să fie. De. Și cum fie în prima fătare, face mai puțin de obicei. Mm-hmm. Orice animal. Da. Asta e primul. Te văd că se linge acolo, cred că se pregătește să iasă.
să-l trag la, la țâță. Aia cordonul e cam lung. Trebuie să-l mai, să-l mai roade ea. Îl mai cureți. Așa, se ducă lângă ea. E titielul. N-are ochi. Adică bine, are ochi, dar nu-ți deschis încă. La vârsta de 10 zile este deschid ochișorii. Și la căței și la pisici. Sunt alte animale care n-au spui direct cu ochii deschiși și pot să meargă, pot să fugă, cum ar fi majoritatea animalelor sălbatice. Antilopa, elefantul, naște pui direct vii și maxim o oră deja e pe picioare și fuge și mănâncă. Bine, de fapt suge doar lapte prima perioadă, după care mănâncă. E instinctul de supraviețuire. Pe când câinii, pisicile nasc pui foarte firavi și prima perioadă nu se descurcă singur, cel puțin până la o lună când pot să mănânce. Bună, tati. Uite, vezi, a născut Lili. Vezi, are primul pui. Da. Vezi? S-a trezit și Nicolas acum. E dimineața acum când e fata Lili. Vezi? Ce mică e. Da, îl curăță și îl lasă numai puțin din buric, după care se strânge. Instinctul matern, da. Blănos. Se vede că are mult păr. Nu-i ca Lili, dar cum e? N-are ăla. Ce n-are, tati? Ba, păr. N-are păr? Ba, are păr, dar e ud acum. O să-i mai crească, oricum. Acum e ud. Azi, fată, cât mai ai aici? 1, 2. Ceva, ceva mai ai tu, sigur. Trebuie să-i dai afară. Da, momentan doar ăsta se ocupă de el. Sunt curios ce îi. Ar părea să fie fetiță. Ar părea să fie fetiță. Are contracție iar. Ia, du-te aici. Caută țâța. Caută țâța imediat. Ai lăsat mingea la ea unde, la Lili? Da. Mm. Ia că mai are contracție iar. Mai face unul, tate. Să stă pe el aici. Hei. Uite-te el, Rozaliu. Câți pui zici că o să aibă, tati? Ia zi, cât face? Nu știu. Nu știi? 10 sau 7. Dar trage, uite, mănâncă placenta, nu trage altceva acolo. Ce mănâncă? Cordonul, restul de cordon, trage din ea acum tot. Dar nu e sânge. Da, e cu sânge, tati, dar trage ea ceva de acolo, nu știu exact ce. Na. Da, mai așteptăm. Am amorțit, stau jos aici. Nu mai mă? Nimic? Nimic, nimic, gata? Nu zic că ai terminat. Doar un pui? Deci au trecut vreo 15 minute și nu știu dacă mai are sau nu contracții. Da, dar burta totuși mai pare. Adică nu pare mare, chiar deloc, da? Nu mai pare să aibă ceva, sincer.
Doar un pui? Dar mingea mea acolo e. Mai are sau nu contracție? Ba nu, s-ar putea să mai aibă unul, că văd că se simte în burtă ceva. Și mai are contracții. Hai, Lili. Asta cred că a făcut și fetiță? Da, pare fi fetiță. Da. Eu așa zice că e fetiță ea. De ce nu deschide ochii? Da, e prea mic, tate, încă n-are ochi. Da, e fetiță. Dar oricum o păstrăm dacă e. Indiferent că era băiat sau fată, tot îl păstrăm. Dacă era băiat, îți pișa pe obrazi. Da, dacă e băiat, pișă peste tot, da, își marchează teritoriul. Ei, așa pișă gazonul. Dacă e câini, își marchează peste tot, dacă e fetiță. Dar s-ar putea să mai facă unul, zic eu. Eu am văzut că s-a curățat și a tras din ea tot ce a mai rămas acolo. Am lins și piticul. Da, tati. Ce facem? Mingea? Mingea ta? Da. Ai pus-o tu acolo de ieri. Las-o acolo, tati. Da. Nu-mi dau seama, s-ar putea să mai aibă unul, dar s-ar putea să mai dureze. Că văd că burta se simte că se mai încordează. Mai așteptăm, poate să fie și peste jumătate de ori iar altul. Eu așa zic. Păi nu știu. Că și atunci, acum câțiva ani, când au făcut liniște, că a făcut 1-2 și după aia au mai făcut unul după ce am plecat eu. Hă? Nu Luna, Cindy, făcuse după vreo jumătate de oră altul. Deci poate să mai dureze puțin. Nu se știe. Da, și unul, dacă are. Nu mai contează. Dar ce poți să faci? Ce să-i faci? Nu-i faci nimica. Te bucuri de asta și gata. Asta e. Nu mai chinui atât de mult, dacă cât sunt mai mulți cu altea e mai greu pentru ea ca să-i hrănească. E frumos. E frumos, tati, vezi? E frumos. E mic, mic. Da, doar unul a făcut momentan. Neața, neața. Neața. Da. Așteptăm, vedem. Mai revin cu vreun update, dacă nu. Și, surpriză, surpriză, am mai făcut un puișor. Am mai făcut unul. N-am fost pe fază. Fusesem plecat din casă. Dar, uite că am mai făcut încă unul. Și posibil să mai facă unul. Posibil, nu știm sigur, dar vedem. Că totuși am zis, băi, hai că avea burtica, nu e mare, dar nici unul să facă, e chiar culmea, că avea burtă. Totuși. Deci avem acum doi. Nu știu încă ce este. Tot la fel de mare și ăsta. Să vedem. Să vedem ce este, ce nu este. Ia să vedem de curiozitate. Ce este? Ar părea băiat ăsta. Ar părea să fie băiat. Ce-ai făcut, mai răgâit? Ăsta e băiat. Ăsta are cuc. Ăsta are cuculeț. O fată și un băiat. Mai e vreunul? Direct la țâță. Ăsta e, uite, ăsta e mai infipt decât cealaltă. Caută țâța direct. Nu știu dacă mai are sau nu. Nu prea se mai simte asta, chiar se simțea, am zis, bă, că mai are totuși ceva. Doi. Nu știu dacă mai are sau nu. Da. Nu știu. Vedem. Deci are doi acum. Are doi. Ia zilele, mai e ceva sau nu mai e? Ori se curăță, ori... Vezi că cred că a durat o oră de la primul față până acum. Da, da. O oră a durat. Am zis că nu mai face nimic, gata. Posibil să mai aibă unul sau chiar nimic. Văd că tot se linge acolo, nu știu. Avem doi. Și încă unul. A mai ieșit unul. A mai ieșit unul. Ia uitați-l cum îi trage să îl curețe de piele, îl linge. Numărul 3. Hai că era imposibil doar unul să facă totuși. Ultimii doi au venit repede așa, pac, pac.
Se mai mic, vezi? Eu am zis că face 3, știi? 3, da. Și tu ai zis că face 4. Nu, am zis 3 sau 4. Da. Maxim. Puteți fi ca mine. 3. Probabil. 3 să fie. E bine. Bine, lăbuță mică. Te alins? Bine, bine, să nu mai ai mucus. De. Dați-o mai așa, mă. Ăștia sunt mai mari, ăștia doi prime. Ăștia chiar se vede că sunt mai mari, ăsta e mai mic puțin. Hai, linge-l bine. Linge-l la bot. Să-l cureți. Hai. E mai mic puțin, parcă așa mi se pare. Am urdit pe astea, dar era curată. Da. Asta e fetiță? Aha. Uh-huh. Am urdărit-o. Făcut pe ea. Au făcut direct pe ea? Cred că. E curăță ea după aia. Da, trage tot dinăuntru, vezi? Da, se curăță singură. Pare puțin, puțin mai mic. Nu cu mult, dar așa îmi pare. De ce o fie la al treilea? Nu știu, încă vedem imediat. Vedem imediat. Dar are cordonul. Parcă mi se pare că, uite, e încă cordonul agățat, vezi? Trebuie să-l tragă, să-l curețe. Trage acum. Așa. Nu mai fi după aia vreun sau ăsta, cred că e ultimul. Ultimul de obicei e cel mai mic. Da. Și asta chiar se vede că e puțin mai mic. Nu cu mult, dar puțin. Îți dai seama ce ghimul tot ce frumos o să fie? Mm-hmm. Crezi? Da. Mititei. Direct la țâță s-a dus și ăsta micu. Caută țâța. Instinctiv. Ia, hai să vedem ce e și ăsta. Pare a fi tot fată. Fain. Două fete și un băiat. Da, e fată. Două fete și un băiat. Da. Două fete și un băiat? Da, tati. E cam un băiat ăla? Două fetițe și un băiețel. Cred că ei nu-i bine să trai așa. Tai el cu fara, fi că voltea. De ce? Da, așa i-o tras la ceilalți, am văzut. Ia i-o tras așa. Da, dar trage prea tare, poate să-l rupă de interior. Să-l rupă de aici? Nu știu, ea trage. Ține-l tu. De unde trage ea, de unde nu trage, nu știu. Ea trage de el, nu? Da. Hai. Așa. L-a rupt. Da. Asta e, se va usca oricum. Se usucă și cade restul. Cred că a murit ăla. N-a murit, n-are nimica. Respiră. E mai mic. Cum să moară? N-are nimica. Ia zi, fată, mai e unul sau nu mai e? 3. Da. O naștere lungă. De vreo oră jumate. Ce butic, Rozare. Butic. Trei momentan. Da, mai așteptăm. Mai revin după cu încă un update. Dacă mai face. Dacă nu, nu. Update de final. Cam ăștia sunt căței. Doar 3. E bine. N-am mai făcut nimic. Ea a curățat foarte bine. Uitați ce alb sunt. În comparație cu ea care s-a mai murdărit de pe afară. Trebuie să-i facem o baie. Da. 3 cățeluși. 2 fetițe și un băiat. Trebuie ce frumoși Rozale sunt acum.
E foarte blândă. Da. Nu. Ia uite ce simpatice. Ăștia sunt cățelușii. 3 la număr. Da, o să vă mai fac videoclipuri cu ei, update, dar momentan, da, sunt mici, au decrescut, durează 10 zile până le dau ochii. Am mutat-o și în coșul ăsta pentru că ăla era murdar de sânge, s-a făcut numai sânge peste tot și am pus-o aici. Nici căței nu pot să coboare să plece din coș, dar ea poate să infine la ei. Da, cam ăsta ar fi videoclipul, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut, dați voi acolo un like, nu uitați să vă abonați la canal și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Ia, ce mici sunt.